Așa cum se așteptau cadrele medicale nemulțumite, discuțiile purtate ieri de reprezentanții medicilor de familie cu reprezentanții prefecturii și ai casei de sănătate au fost doar simple informări care, conform procedurilor, au fost transmise la decidenții din București. Singurii care pot pune capăt convulsiilor sociale viitoare s-au aflate în plină desfășurare. Din nefericire, aproape jumătate dintre medicii de familie din județ sunt și pensionari, iar renunțarea acestora la cabinete ar fi un dezastru pentru hunedoreni. Județul Hunedoara se confruntă cu un deficit foarte mare de medici de familie. Dintr-un necesar de 320, există doar 192. În plus, dintre aceștia, aproape 43% sunt pensionari, mulți dintre ei preferând să renunțe la activitate dacă guvernul nu va reveni asupra deciziilor privind plata serviciilor. În județul Hunedoara, 43% dintre medici sunt peste 70 de ani. Continuăm să lucrăm pentru că, na, asta știm, plus că pensiile sunt mizere și atunci prefer să lucrez. Atât te duce capul și forța fizică și... Dar dacă noi, ăștia 40%, punem fixul jos sau jos parafa, gândiți-vă ce se întâmplă cu județul Hunedoara. În 8 ani, în Hunedoara au venit 4 medici tineri noi, medici de familie. Pentru un an au plecat 4 numai din Hunedoara. Deci s-au pensionat și au și închis cabinetele. Deci cabinete închise, fără nici... fără urmași, fără vânzare, fără nimic, efectiv sunt spate închise. Dacă până în 23 ianuarie Bucureștiul nu ia o decizie în favoarea medicilor de familie, aceștia vor declanșa protest la nivel național. Pe de altă parte, sindicaliștii Sanitas anunță că vor declanșa grevă generală în întreg sistemul de sănătate din cauza nivelului scăzut al veniturilor.